Dacă ne reîntoarcem la urși, așa cum arată datele mele, se înregistrează 619 urși. Am văzut că și în masivul Ceahlău s-au înregistrat urși cu o anumită frecvență. Din discuțiile purtate cu domnul Papalicev, dânsul apreciază că numai în zona masivului Ceahlău ar fi undeva la 40 de urși, dar nu sunt date oficiale, sunt estimări făcute de domnul Iasar pe baza propriilor sale observații.